Haideți să vedem muzica adevărată. Prima noastră invitată, doamnelor, domnilor, Tina David! Yeah! Muzica! Bine ai venit, Tina! Bine v-am găsit! Dați-mi voie să vă îmbrățișez, vă rog! Te rugăm! Bine ai venit la noi! Bine ai venit la noi! Te pupăm! Noi ne bucurăm să te vedem și melodia este superbă! Mulțumesc din inimă! Superbă melodia, da, am dansat pe ea și o știm, o cunoaștem. Foarte veselă și de distracție, de petrecere, nu? Corect, da! Exact, sunteți minunați, știți asta, da? Mulțumim, da, s-a mai spus, da, că ne zici, da. Noi am zis că e așa, de, scuze, zic, bunăvoința invitatului. Doamne, sunt vibe extraordinar, să știți asta. Niciodată să nu uitați. Sunteți minunați, așa aveți o energie. De fapt, așa m-am trezit și eu astăzi, cu o energie faină de tot. Da, foarte drăguț. Dar, da, într-adevăr, energia vine de undeva de sus. Din regie. Din cască, da. Zoia e cea vine care de undeva energie, de sus. Energie curată, exact, de sus. Ce faci? Ai evenimente? Pleci prin țară? Cum îți este programul vara aceasta? Of, asta e. Timpul. N-avem timp. Multă muncă. Alergăm, dar când vine cumva din pasiune și cu mult suflet, așa punem acolo, n-are cum să nu fie bine. Și mă bucur. Am mult de lucru, să știți. E o vară plină de evenimente? E o vară plină de evenimente, spectacole, vacanță? Evenimente private. De vacanță ai timp? Momentan nu. Nu. Și când? Vacanță păi... când? În ianuarie ca toți artiștii de altfel? În ianuarie ca toți artiștii, da, februarie. Da, și vara voi să o săptămână. Am văzut că mai mult în ianuarie, februarie, atunci puteți pleca. Dar bine, unii dintre ei nu pleacă niciodată.
am zis să fac totuși posibil, măcar două zile să-mi duc copilul, că nu mă înțeleg cu el. La mare, la munte, sigur. Ai venit cu micuțul? El este? Am venit cu băieții mei, care sunt mereu alături de mine. Am văzut și băiețelul. Nu te scapă soțul din ochi niciodată. Niciodată, n-are Geană, cum. Geană, Petina! Am venit eu din Rusia, că am stat 6 ani în Rusia. De ce? Sunt din Republica Moldova, din Chișinău. Și de cum am văzut prima dată, de atunci, de 10 ani aproape. Ce ai făcut în Rusia? Am cântat. Ai cântat? Ai făcut sigur. Artistic, da? Tot partea artistic. Altceva n-am făcut în viața mea, doar am cântat. Deci înseamnă că este mai mult decât pasiune, este... Știi și rusă, nu? La perfecție. La perfecție. Hai să vorbim puțin în rusă. Sau poți să gândi când ceva în rusă? Mamă, ce mișto sună. O, ce ciornăia, o, ce crasnăia. Nu. Eu m-am apucat. Ах, яблочка, да на тарелочке, да надоела мне жена, пойду к девочке. Ceva frumos a fost, eu am auzit ceva, ceva frumos, elegant. Cel puțin în limba română a sunat superb. Nu, a fost ceva pe eleganță, așa, pe romantic. Da, pe romantic. Of, nici nu știu cum să vă traduc. Va suna ciudat, mai bine o lăsăm așa. De ce? Nu, dacă sună ciudat, nu... Ce înseamnă ciudat? Adică la ce? Eu am auzit ceva care mi s-a părut ciudat, dar n-am vrut să zic. Cum, mai zi o dată, că traduc eu dacă e. Ах, яблочка, да на тарелочке, да надоела мне жена, пойду к девочке. E clar. Наталья... Natalia de mijina, ceva de mijina, deci acolo nu ne băgăm. E vorba de mine și de încă cineva? Nu. Nu, e doar de tine. Tu cu tine, auzi? Auzi și tu cu altul. Tu cu altul, fiecare cu treaba lui. Cu mama a sunat foarte frumos. Altceva? Mai poți să ne spui ceva? Nu știu, proiecte noi, ceva piese, ceva pac? Proiecte noi, urmă. O colaborare tare? Urmează săptămâna viitoare să lansez melodie nouă, așa că e, pe toți cei de acasă. Vezi, dacă întrebam eu ce făceam? Era să omit și nu e bine. Dragilor, vă invit să-mi fiți alături pe rețele de socializare, pe YouTube, Instagram, TikTok, unde sunt foarte activă, încerc, așa, și fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube, acolo vine cea mai nouă melodie, Sistemul Românesc, știți despre ce vorbesc. Sistemul Românesc? Mamă, seama că e cum va fi un banat. Cu banat frumos, da. Altfel ritmul. Sunt tare vioi. Tina, îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Îți dorim succes în sezonul ăsta. Mulțumesc și eu. Și cu piesa nouă mare, baftă să ai acolo, să-i distrugi pe toți, să intri în top. Ce era? Mulțumesc din inimă. Top 10. Ăla era la alt post. Top 10 era... Top 5. Nu mă, ăsta... Top 3. De sunt toată lumea în el. Billboard. Billboard, am rămas la consola din Monaco. Da, tu ai rămas pe străinătate, da. În trending. Vă pup, dragilor, și vă mulțumim foarte mult, Tina, Doamne ajută!